Bine v-ați găsit, oameni faini, la un nou episod din seara noastră pe Low Life SMP și mi-am ales cel mai prost fundal ever, adică... Bă, stai, bă, nu! Ce aproape, bă, să vă bată, mama, dar n-am nimerit, bă, ce fac, mă, blu? Acum vrei să-mi strici intro omorându-mi lamele pentru care am muncit? Adică, tu știi câți Wandering Trader am omorât pentru lamele astea? Știi că de mulți nu-mi pasă câți Wandering Trader ai omorât pentru lamele astea. Bine, zi, de ce ai venit, ce cauți, ce vrei? Ți-am lăsat poțiunile, ce mai vrei acum? Le-ai găsit, nu? Am auzit că ai calcit. Da, perfect, bani, haida, hai să-ți arăt. Aia? Am, cum să nu, ia uite, deci fii atent, butoiul ăsta, mamă, calcit, bloc of ametist, mut bazalt. Mamă. Așa, păi deci, și... ce vrei să cumperi azi? Pe tot butoiul ăsta cât îți dau? Pe tot butoiul ăsta. Am un butoi mai șmecher un pic pentru tine. Care, ăsta? Ăsta de aici. Ăsta plin? Da. Îl vrei ăsta? Păi depinde cât încerci pe ăsta plin. Cât să-ți cer pe ăsta plin? Pentru tine, dacă îi s-o luăm așa, îți cer 3 blocuri de diamant. 3 blocuri de diamant, a? Da, păi un stack, un diamant, eu zic că e pont. La cât de greu să găsești geodele astea, Dani, știi și tu că să găsești greu, găsești puțin în ele. Vrăjeală, că se găsesc destul de repede, dar mi-e lene mie acum să mă duc să caut, așa mai bine îți dau ție bani, că mie chiar mi-e lene gen. Mamă, perfect, 3 blocuri de diamant, poți stai așa că e bine. 3 blocuri de diamant, dar vezi că las butoiul aici. Păi lasă-l și-l iei tu. Să le-au eu. Dar te pot ajuta să-l muți acum dacă vrei, nu-i problemă. Nu, că n-am spațiu, am inventarul full, trebuie să fac... A, așa umblă bogații, cu inventarul plin, cu toate alea, am înțeles. Păi da, mă, că am fost să mai minez niște nedere în niște de-astea, știi, ca să-mi fac și 11 inimioare sau astea. A, 11 inimioare? Dar câte inime ai? 8 și vreau să mai fac 3. A, 8, eu numai 7, de-aia zic, na, mă gândeam că ai 10, bă, stai, ce faci acolo? Dă-te că-i dau! Lasă-mă! Lasă-mă, bată, mama! Acum vrei să faci raid? Că lasă-mă! Ia uite ce i-am dat, mă! I-am dat, mă! Bine, acum bea lapte să nu pornești raid-ul. De ce? Bă. Păi nu, că vreau să fac iar B2, mă, să mai fac un raid. A, vrei să mai faci? Bun. Fii atent, că tot am făcut vânzare. Hai cu mine până la tarabă. Bă, să știi că s-au făcut vânzări, bă. S-au făcut vânzări? Hai să văd. Zic că s-au făcut vânzări. Mamă, câte vânzări! Mamă, măcar am mâncare. Deci, Dani... Ce mai pagubă afacere, bă. S-o dus. Bă, taraba s-o mea, dus. Bă, ăștia, mamă, nu-mi pasă de taraba ta. Taraba. Nu-mi pasă de taraba ta. Stai așa. Deci, încă una. Bam. Nu mai pune. Lasă-mă, bă, nu mă interesează. Nu mă interesează. Uite ce... Mamă, că te iau la nu mă interesează. Asta este. N-am vândut nimic. Nu-mi pasă. Fii atent. Foc la tăt. Nu mai... Gata, nu mă interesează, bine, mâncarea o păstrez, dar totuși restul... Da, patul ți l-am luat eu. Ce pat mi l-ai luat tu? Că țâpă-l mă tot foc, tot la foc, nu mă interesează, așa le las tății, gata. Nu, că bă, nu se vinde nimic, nu mai are business-ul. Că bă, stupă mă ca lumea, mă. Dacă nu știi să faci afaceri. De parcă tu știi să faci afaceri, mă, că tu vin scărți, mulți. Aoleu. Normal că știu să fac afaceri. Nu mai am TNT-uri, că-ți spuneam și ție câteva. Jumate din averea ta e spus diamante de la mine să nu te aud. Dar nu contează, înseamnă că știu să fac afaceri, că înseamnă că ți-am vândut multe chestii. Că nu, tu știi înseamnă să faci... că mi-e lene să mă duc să iau chestii. Ha, minciun, nu mai minți lumea, nu mai... Lasă minciunile astea. Da, vezi că am auzit de la cineva că vrei să scoți beacon-ul, că dacă nu face război. Da, mamă, fac război cu vecinul, că acum începe să dea cu bormașina. Pe oricum vreau să scot beacon-ul ăsta, că nu mă mai ajută cu nimic. Am terminat de săpat, îl pot scoate, să nu vadă oamenii că avem bani. Și acum dacă tot am flint and steel, stai. Mă uitam după tine, te-am pierdut. M-ai pierdut? Stai așa, dacă tot am flint and steel. Îți dai foc la aia? Da, dă-i mă foc, mă. Hai să-i dăm foc și la mea, dacă tot... Vrei să-i dăm foc și la ta, dar stai să ne uităm cum arde. Da. Și acum trebuie să punem melodia aia, știi, să arde, uite cum arde. 2001 vibes. Bă! Vai. Îmi arde casa. Stai că arde casa. Wow, ok, foarte tare.
Da, stai să sparg șase să nu mai merg de casa. După ce aproape mi-am dat foc la casă, am mers cu Dani să-i scos steagul lui și a început un raid de la care am făcut rost de 3 toteme, 3 sedeluri și de la Dani am luat eu 16 morcov de aur, dar nu-i ziceți, da? Nu trebuie să știe el chestia asta. Iar acum vreau să scot beacon-ul, însă pentru asta am nevoie de o bucată de gres întâi. Ia, pune acolo, să nu știe nimeni că avem beacon, că așa, nu, domnule, aici este sărăcie, nu există o bază secretă acolo jos, ok, cine a lucrat aici cu apa? Că e niște apă în plus. Nu știu cine s-a distrat cu apa pe lângă fântână, însă sper că nu a găsit baza secretă și acum hai să punem noi în partea asta piatră de acolo de sus. Dar aparent trebuia să mă ridic puțin, gata, s-a rezolvat. Nu știe nimeni că aici a fost un beacon, îl scoatem și ne apucăm să facem designul pentru că astăzi vreau să mut toate itemele din pescărie acelișa în bază. Hai că am terminat de scos beaconul ca să nu mai ocupe atât de mult spațiu și între timp a apărut un chiriaș pe aici sau s-a și teleportat cum am plecat. Băi, unde e chiriașul nostru? A, o pus blocul înapoi și s-a teleportat? O pus două! What? A venit Endermanul și a pus două blocuri de gres aici, vai. Bun, deci asta o să fie chiriașul numărul 1. N-avem name tag pentru el, dar eu sper să rămână pe aici, sper să-i placă lăcașul nostru. Și acum, un lucru foarte interesant. Din 4 magma crimuri poți să faci magma bloc, dar nu poți să transformi din magma bloc înapoi în magma crim. Domnule, furt pe față ce să mai. Și acum, treaba ar fi în felul următor. O să scot această scară și o să pun aici pe centru un pilon, după care o să am două elevatore, unul care să ne urce și unul care să ne coboare. O să scot eu cuferele astea când facem chest room în partea aia, însă până atunci, haideți să vă... cred că în partea aia o să fie, dar nu contează, hai să urcăm pe aici, bam, pe viteză, după care coborâm prin partea asta, fără nicio problemă, stai așa, fără nicio problemă, acum, nu, am închis, perfect. Am închis, nu trebuie să rămână deschis, că atunci o să fie foarte nașpa. O să știe toată lumea despre baza noastră secretă. Nu că n-a ști deja Dani și Dani spune la toată lumea, dar mă rog, măcar n-o vede toată lumea, doar află toată lumea de la Dani. Bă, dar ce facem aici, mă? Unul coboară, unul urcă? Uite la el. No. Eu v-am zis că știe toată lumea. Bine, știe Dani, ajunge. Ia uite-l. Efectiv, l-am pomenit și-o și apărut. Fără să vorbim, fără nimic. Uite ce râde, mă. Ce râde el? Vai, cu diamante încă să se flexeze. Hai mă cu... Nu mai aud de voiam să îl chem că poate mai vând ceva. Am terminat de săpat, am început designul ăsta și mi-a dat seama că nu mai am Dark Oak. Iar acum va trebui să mă duc numai vreo 3000 de blocuri să mai adun. Și aici în Soul Sand-ul, deci în partea asta să pun două torțe, pentru că o să lucrăm astăzi la acest chest room. Mai exact de ce fac chest room în partea asta, pentru că nu trebuie să mă extind, iar în direcția aia sau aia ar trebui să fie lacul. Oricum, în partea aia e lacul, dacă sap câteva blocuri dăm de apă, deci în partea asta nu o să ne extindem, o să rămână doar cămăruța pe care o vedeți. Însă, până să plec în expediție, vreau să dau o fugă pe la casele tuturor, ca să mai înmulțim și noi mușchii ăștia de pe server, adică am pregătit aici Musi Cobblestone, Musi Stone Brick și o să încep cu colțul ăsta. Așa, după aia mergem la pink, am pus acolo la vedere, hai să punem și aici sus, să fie mai mult la vedere. Iar mai apoi, mamă, trebuie să mergem, deci îs trei băieți grei la casa aia, o să fie, n-am fost eu, îs trei băieți grei la casa aia, o să fie destul de greu să nu mă vadă niciunul, dar hai că dăm așa o tură eventual. Cam greu. Ia uite, sunt toți aici. Nu, eu să mă duc la Dani. Că uite, e Dani cu Berce acolo, perfect. Nu știu ce fac băieții, eu o să mă duc pe aici, că dacă am motiv măcar să zic că eu îmi caut coordonatele alea, nu știu ei. Perfect, nu mă vede nimeni. Așa, pe partea asta. Și pe aici putem să punem. Nu o să știe nimeni. Mergem mai departe la biserica Luganicus. Aoleu, am lăsat lâna aia acolo. Nu mai contează, de la 1 decembrie a trecut mult timp. Oricum, Ganicus nu-i pe aici, nu l-am tare văzut. Așa că putem noi să ne facem de cap. Ia uite, exact la intrare, că nu știe nimeni. Bun, și-am plecat. Mergem acolo sus. Acum la colpir unde îi punem. În față și-o pus el, i-am mai pus noi. Hai să-i punem și ăsta. De-l aici. Bam. Însă problema e cum mergem la casa băieților. La casa micilor acolo, că sunt toți trei, unul peste altul. Mamă, asta o să fie o operațiune grea. Suntem cam în văzul lumii. Hai că putem să facem noi o șpârlă.
Așa, rapid, bam, n-a văzut nimeni și am plecat, gata, asta a fost șpârla noastră. Deja cred că știți povestea, un bloc astăzi, un bloc mâine, iar până la finalul seriei, Lee Kenny o să cucerească toată harta. Iar acum, unde încotro era minus 600 cu 2200? Am 5 câini acasă, însă nicio pisică și am văzut în partea asta o pisică neagră. Uite-o că avem aici un witch hat și atunci... Noi trebuie să ne apropiem de ea fără să ne vadă. Ei, stai așa că nu te prind eu. Nu fugi, te prind. Lianele astea mă încurcă mult. Dar nu contează, hai că se poate. I-am dat unul numai, mă gândeam că i-am dat două. Nu, stai pe bloc, stai mă. Așa, așa, hai. Oh, perfect, din 5. Pentru că avem foarte mult de pedalat. Hai în partea asta, hai da. Hai în barcă. Să bagă în barcă. Hai, pe bune. Hai mă, hai, intră în barcă. Intră, încă un pic, du-te. Așa, gata. Și o ducem acasă, o să avem cea mai rară pisică și cine știe, poate facem niște trade-uri cu cineva să le înmulțească, să-și facă și el o pisică din asta rară, o să vedem acasă. Pentru că nu mai vreau să fac încă un drum, am adunat 15 stake-uri și aproape jumătate de Dark Oak Log. Salut, hai în partea asta. Nu știu ce nume să-i dăm, lăsați-vă în comentariu ce nume dăm pisicii. Acolo un colț, să nu vadă oamenii, dar în același timp dacă apare vreun creeper prin zonă, să-l sperie. Să fie creeperul, pisică și să se oprească aici. Dar mai puțin chestia asta. Deci eu eram în partea asta, creeperul era acolo și-o fugit de pisică fix în mine. Și o explodat. Bine, nu, păsărea asta ați înțeles voi ideea. Foarte, foarte stupid. Ar trebui să las totuși saplingurile. Și iubesc intrarea asta. Nu mai uitați-vă cât de simplu e. Bam, ne trage magma blocul. Nici nu trebuie să ne mai chinuim. Astea două grăzi blocuri au rămas aici. Aparent nu mai avem endermenul dacă nu i-am pus nume. Ai, ce să facem? Dacă nu i-am pus nume, o plecat. Nu mai facem bani de chirie. Și vreau să las lemnul momentan pentru că în Ender Chest trebuie să avem niște gold. Gold pe care o să-l folosim să craftăm aceste mere de aur. Bam, 11 mere de aur și avem 36 de blocuri. 39. Suntem pe binez, grav, 16 golden apple. Ce să vrei mai mult, domnule? Spuneți-mi și mie, 16 golden apple, nu ne mai omoară nimeni, îmi trebuie full netherite. Mai imediat un pic. Explicați-mi, vă rog frumos, cum am reușit chestia asta. Pentru 2 secunde am crezut că nu văd bine, însă nu mai uitați-vă că ăsta nu e în centru. Trebuia să fie mai încoace un pic, deoarece eu n-am pus bine, trebuia să fie pe cealaltă parte scara. Și asta înseamnă că, bine, cel mai simplu decât să sap totul iară, o să mut fântâna și o punem mai încoace un pic, ca să fie centru acolo și noi să coborăm pe stânga și pe dreapta. Mamă, cum am făcut? Explicați-mi și mie, vă rog frumos, cum am putut să fac așa ceva? Aoleo, deja știu ce facem pe live-ul de duminică. Iar dacă tot am pomenit de live, este momentul sponsorului. Deoarece acest videoclip este sponsorizat de către mine, Acilișa. Vreau să vă anunț că în fiecare duminică de la ora 10 sunt live. Așa că ne vedem, Acilișa, pe canal. Iar acum mergem mai departe. Cred că, da, asta era camera cu chesturi. Hai să o aranjăm. M-am mâncat în fund să-i vând lui Dani smooth, bazalt, calcit și ametist. M-am mâncat, așa că astăzi nu o să terminăm probabil nici măcar. Ba, o să terminăm un colț, dar nu o să terminăm baza asta, deci va trebui să mai caut o tonă de geode. Însă, care ar fi ideea principală? Am secționat fiecare cameră în parte. Și acum, după ce le-am secționat, pe jos o să vină smooth bazalt, o să vină deep slate, o să vină mai multe lucruri. De ce deep slate? Pentru că din smooth bazalt le-au fost lene oamenilor de la Mojang să facă niște scări, niște slaburi și niște wall-uri. Așa că ne descurcăm cum putem. După care o să urce puțin din smooth bazaltul ăsta pe aici pe pereți, da? O să fie ceva de genul ăsta. Iar mai apoi, noi o să venim cu calcit, da? O să venim cu calcit până sus. O să vină ceva de genul într-un gradient, iar sus de tot o să punem ametist. Bine, o să mai coboare ametistul ăla, vă dați seama, nu o să rămână în felul ăsta, însă asta ar fi ideea principală, da? Să vină în felul ăsta la, cum să zic, viteză momentan, pentru că nu avem destule blocuri să facem designul complet. Dar asta ar fi ideea, să pară ca și cum noi am făcut niște tunele în interiorul unor geode, da? Să pară că sunt 5 geode pe aici și noi o să mai coborăm cu câte un bloc, o să mai coborăm cu cristale care ies din astea. O să fie un design foarte natural, ca să spunem așa. De exemplu, și aici o să mai ieșim noi cât de cât în afară, ca să nu fie atât de drept pe cum îl vedeți în momentul de față. O să mai fie ca și cum o trecut dintr-o parte în alta cristalele astea și noi am trecut practic cu lemnul prin ele. După ce o să scot torțele, vedeți și voi că o să se întunece pe aici, așa că ce idee mi-a venit? La nivelele astea să vină câte o bucată de glowstone
cu trapdoor-uri deasupra, ca să fie și designul mai diferit, să nu fie numai niște lemn. Și nici n-aș putea să pun la bază, că după aia dacă pun la bază, o să ocupe destul de mult spațiu, deși cred că ar arăta mai bine așa de la bază, pentru că pare ca și cum de acolo începe ceva, așa că hai să facem noi treaba asta, să fie la bază, să nu fie chiar cu un bloc mai sus, că după aia vedeți și voi cum vine, da, parcă la bază e mult mai ok. Dacă n-aș fi vândut butoiul ăla, blue care vrea bani, ai bine, aș fi putut termina măcar camera asta cu chesturi, însă din păcate nu o să reușim astăzi, dar ce o să reușesc să fac este să pun 10 double chesturi în care să mut toate itemele de sus, bine, să mut puțin spus, o să ascund toate itemele din pescărie aici în camera cu chesturi, pentru că așa nu o să mai fie acolo la vedere și să sperăm că nu o să știe tot serverul unde se află camera asta cu chesturi, Dani. La el mă refer, sper să nu spună nimănui, când le văd puse așa, chiar par foarte puține iteme, adică îs undeva la 3 double chest-uri și jumătate, îs alea 6 și au mai rămas sus încă 3 butoaie pe care noi nu o să le mutăm astăzi, o să le mut cu altă ocazie când o să le aranjez pe toate pe categorii, iar dacă tot avem lamele astea aici, hai să facem noi o schemă, da? Deci, o să vă iau pe toate și ar trebui să veniți aici, nu? Ar trebui să veniți la astea, aoleo, fiți atenți, fiți atenți ce trebuie să facem, da? Trebuie să mai scoatem, unde-i mă? Acolo, tu vin partea asta și dacă ne apropiem un pic, ar trebui să veniți și voi, nu? Haideți, aoleo, serios? Bun, hai după mine, hai după asta, hai și voi două, hai, toată lumea în șir indian, toată lumea în șir indian și de aici, haideți vă rog frumos, haideți, nu mai faceți pe supăratele. Știu că vreți să veniți, vreți să veniți aici înăuntru, hai, pe rând, în șir indian, toate înăuntru. Nu? Nu mai vin? Asta a fost? Hai mă, pe bune! Deci o să te pun pe tine acolo și ca să vină toate, mai iau una de aici. Hai, după tine ar trebui să vină toate, nu? Da, ar trebui să vină. Hai înăuntru, haideți vă rog frumos, toată lumea înăuntru. Deci, pe cine mai avem afară? Hai, pe voi două, nu? Intrați și voi, vă rog, intrați, vă ascundem acolo, nu o să știe nimeni. Du-te, du-te, încă un pic, încă un pic, hai că încăpezi, mă, dați-vă un pic, dați-vă, așa, gata, s-a rezolvat. Avem 6 lead-uri, când mai găsim mălaiuri, o să le luăm de aici, din Ender Chest, hai să scoatem redstone-ul ăla, că și așa nu tare contează, și o să-l aruncăm în chestul ăsta. Acum pot să le scot și astea, pot să le arunc acolo și s-a rezolvat, am mutat toate lamele, nu se vede niciun animal aici, cum adică noi lame, nu avem, s-a ascunse, calul schelet la fel, deci nu știe nimeni ce se întâmplă pe aici. Voiam să mă duc să adun niște nisip de pe o plajă din partea aia și am mai găsit încă un gușter, ce vinzi bre pe aici, nimic interesant, no, asta este, ai dispărut, n-a zut nimic, s-a dus. Băi, nu mai scuipați, fiți cuminți că, uite, aveți niște prieteni în partea aia, numai că pe astea, din păcate, nu le pot băga înăuntru, că și așa e foarte mică. Deci căsuța aia de măcelar nu a fost prevăzută pentru atâtea lame, nu a fost prevăzută deloc pentru lame, dar să nu contează, o să le punem noi numai acolo în mijloc și uite că avem 10 lame, mamă, păi o să plătească Pink o căruță de bani pentru ele. Aparent, e o zi mega norocoasă, le-am găsit pe astea două acolo la Dani și acum o să mai spawnat încă unul după ce am ieșit de pe server ca să nu mai scui pe gușterii ăștia. Numai că nu vor să fie îmblânziți, hai mă odată că uite, trebuie să mai iau încă două lame de acolo. La nici măcar 5 minute după ce le-am băgat pe astea 8 aici, am mai făcut rost de încă 4 lame. Acum nu o să mă chinui să le bag în pescărie, asta este, am vrut să fie curat. Da, aparent jocul a zis nu, Blue trebuie să aibă 100 de lame după el. Acum le-am rezolvat, așa că mergem la adunat de nisip, pe care o să-l folosesc împreună cu acest gunpowder să fac o grămadă de TNT-uri. Ok, 20 de TNT-uri. Sincer să fiu cu voi, mai bine decât nimic. Asta, hai să dispară ou, era cum să iasă o găină de acolo. Și mă interesează un flint and steel pe care îl am la mine, perfect. E bine că nu l-am pus în chesturi. Și mergem în Nether să vedem dacă avem noroc cu aceste 20 de TNT-uri să mai găsim niște ancient debris. Am găsit două bucăți când am fost, ia uite-le acilișa, am găsit două bucăți când am fost cu Dani și cu Pink într-un bastion, așa că astăzi poate avem noroc să facem unul sau poate chiar două netherite ingături.
aparent mi-am făcut o scară și am dat de locul ăsta. Nu știu cine o săpat pe aici, dar nu mă uitați-vă ce tunele prin părțile astea. Și nu pare să fie săpat nici cu paturi, nu pare să fie săpat nici cu TNT-uri. Așa că cineva a stat și a săpat așa random, iar la un moment dat probabil că o fi dat de Ancient Debris. Că altfel nu cred că ar fi stat cineva să facă atât de multe tunele. Oricum nu asta contează, contează că am pus 10 TNT-uri în partea aia la distanță de câte două blocuri. Și acum este momentul adevărului. Ia uite, mamă cât îi! Mamă, ia uitați-vă ce e în partea asta. Pe bune că l-am pus la două blocuri și nu a mai explodat. Vai, nu cred. Oricum, hai să punem noi. Aoleu, nu. Vai, ce era să fac? Era să fac o prostie mare. Și avem patru bucăți de început așa frumos de control, însă mă interesează să le mai pornesc și pe astea. Nu știu câte... Aoleu, două, pe bune. Mai bine nici nu le porneam pe alea două, dar acum dacă tot am început, hai. Bam, s-o dus. Eu aș pleca de acolo în locul tău. M-am mai plimbat oricum puțin pe aici și am dat numai de bază al Deltas, Blackstone. Nu are niciun sens să săpăm pe acolo. Mă mulțumesc și cu astea patru bucăți de Ancient Debris. Însă cine știe, poate mai avem puțin noroc în partea asta. Pleacă bre, pleacă de aici. Tu n-ai voie în partea aia, că după aia dacă te lovesc o să sară toți prietenii tăi pe tine. Hai mai încoace, fiți atenți. Fiți atenți că și-a damage și mă atacă. V-am zis, v-am zis că și-a damage și mă atacă. Trebuie să mergem după alea ca să explodeze în continuu și o explodat în continuu, am găsit ceva pe aici sau nu a fost să fie nimic, nu? Nu, nu a fost să fie nimic, dacă îi să mă uit prin părțile astea, nu văd să avem ceva noroc, așa că astea au fost altele nus, 4 Ancient Debris, lăsăm din acest netherrack și ne-am dus. Acum întrebarea este următoarea, pe ce să pun primul netherite ingot? Am prăjit în partea asta acel Ancient Debris, avem 6 bucăți netherite scrap și pe data viitoare o să pot crafta un ingot pe care o să-l pun pe ceva, însă voi o să decideți în comentarii pe ce anume, mai exact pe o bucată de armură, pe un item, pe nu știu, să-mi fac un hoe și să pun netherite ingot, dar să n-am enchanturi, n-am nici-mi vagă idee, lăsați voi în comentariu, iar noi o să ne revedem oameni faini data viitoare, până atunci pe ecran aveți un videoclip care tot spune că o să vă placă, vizionare plăcută!